Reprezentanții Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor au anunțat că vor organiza pentru membrii activi prima excursie din acest an. Destinația este Delta Dunării, unde, potrivit organizatorilor, se vor putea bucura de tradițiile culinare, folclorice și pescărești ale acestei zone mirifice. Excursia va dura 3 zile, iar cazarea se va face la hotel de 4 stele și masa în regim de all-inclusiv pentru cei interesați. Reprezentanții CARP au anunțat că mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a se înscrie. Pentru membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor se organizează în această perioadă o excursie în Delta Dunării. Reprezentanții CARP au anunțat că sejurul va dura 3 zile, iar cazarea se va face la hotel de 4 stele cu masă în regim all-inclusiv. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor organizează o excursie în Delta Dunării la Murighiol. Oferim cazare pentru 3 nopți la un resort de 4 stele, situat chiar pe malul lacului Murighiol, cu servicii de masă all-inclusiv și transport cu autocarul dus-întors. Înscrierile se fac până vineri, 8 iulie, iar pentru mai multe informații îi așteptăm la secretariatul unității noastre din strada 3, numărul 52. Locurile sunt limitate, așa că îi așteptăm să se înscrie cât mai repede. Pensionarii spun că sejururile propuse de reprezentanții CARP sunt binevenite, mai ales că prețurile sunt accesibile. Mi-au plăcut și excursiile în sine, da, sigur că da. Am ales țări frumoase, interesante, mi-a plăcut. Aici la Ceareu, da, sunt de 5-6 ani. Și știați că se organizează excursii pentru... Da, știam, dar dacă nu suntem aici, am beneficiat de... un bonus că am fost în Băi la Bala. Transportul se va realiza cu ajutorul unui autocar de 40 de persoane. Cei interesați trebuie să știe că mai sunt puține locuri și se pot înscrie în următoarele zile.